Îndeplinisem condițiile pentru a putea depune două proiecte, două blocuri pe axa 3 de reabilitare termică. Acesta este motivul pentru că de-abia în cursul zilei de ieri s-au întâlnit toate documentele necesare și de aceea, atunci când am fost foarte sigur că putem depune acest proiect, am convocat această ședință. Mai trebuia parcursă cel puțin o etapă, pentru că cele două asociații mai trebuiau să dea două hotărâri, fiecare câte o hotărâre. Și mi-era necesară ziua de luni și ziua de marți, pentru ca ziua de marți să putem depune alături de consultant cea de finanțare. Înțeleg astăzi că o parte din Consiliul Local nu dorește să reușim în acest efort al nostru să-l finalizăm. Eu știu că suntem de ieri, adică de astăzi, de la ora 00 în campanie electorală, dar cred că trebuie să avem maturitatea necesară să facem distinție între ceea ce înseamnă activitatea politică și ceea ce înseamnă activitatea administrativă, chiar dacă în Consiliu discutăm de foarte multe ori și de chestiuni politice. Eu sunt foarte dezamăgit, vă spun sincer, și cred că această dezamăgire nu o am numai eu, ci o au și colegii mei care vă spun că au muncit zi și noapte și chiar dacă sunt doar două proiecte, efortul a fost substanțial. Eu propun să mai încercăm totuși o ședință de dată în cursul zilei de mâine pentru că altă soluție. Vă spun sincer, nu avem, îmi pare rău că este weekend, dar asta este realitatea. Fac un apel către absolut toată lumea, și cei prezenți, și cei care nu sunt prezenți astăzi, și sper ca să vină și să voteze aceste proiecte și să le putem depune. Și apropo de efortul pe care îl depunem, și dacă greșesc cu ceva, o să rog pe domnul consultant, pe domnul Novac să-mi confirme sau nu, dar până în cursul zilei de ieri, la nivelul ADR Sud-Muntenia, nu fusese depus niciun proiect. Niciun proiect. Da? Asta este realitatea. Condițiile sunt extrem de dure. Și, după cum vedeți, efortul pe care autoritatea publică locală l-a depus, pe care colegii mei l-au depus, nu este luat în considerare și, din păcate, astăzi nu putem vota aceste proiecte.